Un eveniment uriaș este în pregătire la Cluj-Napoca și are o miză pe măsură. Vrem, spun organizatorii, să le oferim tinerilor răspunsuri la întrebările profunde despre viață, credință și adevăr. Echipa nu fi atât de mare, dar este harnică, hotărâtă, pasionată și în creștere. Vom cunoaște în această întâlnire o parte din această echipă ce pregătește la Cluj-Napoca evenimentul Believe, astfel că i-am invitat la un ceai și la o poveste pe Rea Brudan de la Biserica Baptistă numărul 1, Daniel Bujeniță, Biserica Pentecostală Speranța, Vlad Luca, aceeași biserică, Speranța, Adi maș, Biserica Baptistă Betel și Costel Dolean, Biserica Penticostală Emanuel. Destul de colorată echipa și sunt convinsă că mai sunt culori și nuanțe de descoperit în echipa voastră în această întâlnire. Dar hai să plecăm de la idee. Cum v-a venit ideea de a face acest mega eveniment. Are de-a face cu faptul că e Clujul capital european a tineretului în acest an? Sau deloc? Da, are, are, are. de-a face. În momentul în care s-a anunțat că Federația și a câștigat titulatura asta pentru, pentru Cluj, în momentul acela ne-am strâns câțiva și am zis, hai să hai să facem ceva. Dar, hai să profităm. Uh, da, am, am profitat într-un fel. într-un fel a fost o o, o reacție. Uh, au început să se strângă în clu și să discute și să facă planuri pentru tot felul de evenimente care uh, cred că până la urmă vor afecta uh, sau nu, nu neapărat sunt în, în, în moralitatea creștină pe care credem că ar trebui să o avem ca și, uh, ca și oraș, ca să nu spunem ca și țară. Și am zis, bun, și noi stăm cu mâinile în buzunare, uh, alții își permit să facă orice vor aici și noi nu avem niciun cuvânt de spus, uh, chiar nu existăm nicăieri. Uh, chiar nu așa... avem nimic de oferit? Da, chiar, chiar, chiar nimic de oferit. Uh, avem ceva de oferit, avem pe Hristos și vrem să-L oferim Clujului, să-L aducem aici. Și uh, ne-am strâns câțiva și am început să discutăm despre un eveniment în care să avem câțiva vorbitori, să existe câteva formații de muzică, să strângem pe tineri, dar nu numai pe tineri, pe oricine se simte cu inimă tânără. Deci pe tineri. Și, da, și să, să aducem pe Cristos aici. Da, de ce un eveniment atât de mare? E vorba de sala polivalentă, și... ce are cam ce capacitate? 7200, 7200 și ceva de locuri, plus. 1500-1600 de locuri pe uh, zona terenului. Deci, de ce atât de mare evenimentul? Pentru că. V-ați propus imposibilul? Uh, da. Uh, ne este frică de multe ori când stăm și ne gândim la numărul de locuri. Uh, ne-am dus acolo și ne-am rugat de câteva o să-mi ne, aduce să ne mai rugăm. Dar cred că are de-a face cu uh, ideea unei săl noi, e cea mai mare sală uh, din România la ora asta din câte, din câte știm. Este o sală care într-un fel atrage, e o sală modernă, are tot ceea ce trebuie și vrem să aducem, o să fie un cor mare, o să fie singloria dumine, o să fie un lucru foarte, foarte interesant acolo. Singloria pusă într-o zonă mică ar fi creat, în, ar fi creat o, sala n-ar fi făcut față, ca să spunem așa. Nu era la, pe măsura corului. Da, da, ceea ce trebuia să fie și noi sperăm sperăm într-o într -o sală plină Faptul că sunteți în programul Federației Share vă ajută în vreun fel? Eu, eu cred că da în ce mă privește pentru mine această strângere la oaltă a, a Confesiunilor din Cluj, într o unitate, într un soi de armonie în care vrem să prezentăm o altă fațetă a Clujului. Suntem obișnuiți cu Clujul academic, cu Clujul economic, dar Clujul nostru are și această componentă spirituală, pe care n-aș vrea să o ratăm. Cred că suntem un număr important de oameni în orașul ăsta care cred, au un, un miez al credinței comun și cred foarte tare că avem ceva de spus. Când ideea uh, Share a, a, a ajuns între noi, uh, ne-am strâns împreună cu celelalte confesiuni, inclusiv cu cele tradiționale. De ce și am, am fost că uimiri. echipa e deschis, adică în creștere, fiindcă sunteți deschiși? Așa este. Uh, în primul rând, uimirea mea a fost să văd că nu doar bisericile evanghelice sunt active și vor să-L promoveze pe Hristos în oraș. Am fost foarte uimit să văd că bisericile tradiționale au gânduri similare. Și acolo există oameni care doresc să-și pună amprenta spirituală asupra crujului. Vor, în mijlocul a o mulțime de activități ce se vor desfășura în orașul nostru, vor să iasă public și să facă niște afirmații cu privire la credința lor. Iasă în ce mă privește a fost stimulativ. Pentru că spuneai că ai este. fost surprins că și bisericile tradiționale au același scop. scop. De fapt, este. e normalitatea să aibă și ei același scop ca și bisericile mai proaspete. Așa este, așa este. Cumva, crescând în mediul nostru, am avut impresia că, sau cunoștem mai bine mediul nostru, hai să zic așa, Uh, și de aceea am fost puțin surprins să vedem că uh, și celelalte uh, confesiuni creștine sunt din Cluj de sunt active, sunt interesante, sunt active, active da. au oameni care doresc să-l prezinte pe Hristos. Deci, într-un fel, uh, această observație ce am făcut-o, cred că uh, m-a stimulat cel puțin pe mine să punem umărul și să prezentăm ceva uh, din direcția noastră. Uh, Orașului nostru și nu numai orașului, cred că și țării. Pentru că la evenimentul nostru nu vor participa tinerii din Cluj sau nu doar nu, tinerii nu, din Cluj. Nu. Cred că și ne dorim să avem tineri care vor participa din toată țara. Ca o chiar... capitală europeană ce suntem, să atragem de peste tot. Exact, exact, exact. Și uite, vrea și Vlad să spună ceva. Ce vreau să subliniez este în ceea ce privește amploarea evenimentului. Pe lângă lucrurile care s-au spus, cred că este de remarcat și potențialul uman pe care îl are Cluj în ceea ce privește tinerii. Este un centru academic, este un loc care polarizează un număr mare de tineri, peste 100.000 de studenți sunt prezenți în Cluj și în același timp și bisericile care strâng tineri, nu doar de aici din Cluj, ci de peste tot din țară. Așadar, amploarea evenimentului este dată și de acest potențial al tinerilor care sunt prezenți aici. Da, iau microfonul aducând ceva în completare la ce ai amintit tu și, de asemenea, ideea de transmitere a credinței văzută da, în, în, în obiectivul tuturor bisericilor, fie tradiționale, fie evanghelice, văzând potențialul uriaș al clujului care strânge mai bine de 100.000 de, studenți, fiind capitală europeană culturală a tineretului, cred că într-un context ca și acesta, bisericile evanghelice ar trebui să arate mai puternic, mai clar ceea ce cred prezentându-l pe Hristos, prezentând valorile credinței creștine prezentând pentru potențialul acesta mare de studenți care este în Cluj prezentându-l pe Hristos într-un mod relevant pe subiecte de interes personal sub o, formă, sub o formă contemporană când vorbim chiar de muzică și de închinare, cum să Îți exprimi credința creștină sub forma aceasta muzicală, iar la evenimentul acesta, potențialul pe care îl avem, ca și evanghelici în Cluj, cred că putem arăta Clujului și nu doar Clujului, ci României. Europei. Da, Europe, pentru că e. Suntem capitală europeană. Da. Ceea ce credem, ceea ce vrem să. să prezentăm, de fapt. Cine știe, poate chiar mai mult, ceea ce credem că au nevoie oamenii astăzi, acum. Așa, și în linie cu um, numărul acesta mare de studenți, de tineri din Cluj și mulți care vor veni încoace, cred pe undeva că noi, um, să spunem, comunitatea evanghelică, um, încet, încet am impresia că ne facem vinovați de un fel de tăcere sau, să o numesc bine, o tăcere vinovată. Am început să stăm tot mai confortabil în bisericile noastre și am impresia că din ce în ce mai greu ieșim în afară să ne prezentăm valorile. În mijlocul unei, unui corp studențez, dacă vrem, sau a, a mulțimei de tineri din, din orașul nostru și din țara noastră, stăm și ne uităm la ei și am impresia că marea majoritate acestor tineri cunosc foarte bine costul unui lucru și mai puțin valoarea unui lucru. Cred că acest eveniment ar putea să transmită așa ceva, să transmită valoarea lucrurilor, nu atât de mult costul pe care îl, îl cam știm, lumea, tinerii îl știu, dar valoarea unui lucru mai puțin. Apoi, cred că uh, uh, mă gândesc și la uh, faptul că undeva sentimentul meu este, în atâția ani de lucrare cu tineretul, că generațiile care vin, generațiile actuale, și-au pierdut cumva simțul lăuntric al direcției. Bășbuie pe aici, pe acolo, încercând să-și găsească un scop în viață, să-și găsească o direcție în viață și cred că un astfel de eveniment ar putea contribui la găsirea acestui scop, la găsirea unei direcții în viață. Oricum, asta e și vârsta la care cauți, așa că așa acum este. e important să le oferiți repere și evenimente de acest gen. Ca și, ca și o completare la ceea ce spunea Ray, aș vrea să subliniez și faptul că evenimentul Believe oarecum vrea să-i și provoace pe tinerii din bisericile creștine, să-i să provoace la acțiune, la interacționa și cu prietenilor, cu cunoscuților care nu sunt creștini și nu și-au un serios crezul. Și cum îi provocați? Îi provocăm prin... aș chema prietenii la eveniment, a vedea modul în care este prezentat crezul, crezul creștin de către vorbitori. Asta care înseamnă sunt... că promovați mai mult evenimentul în biserici și în felul acesta tinerii sunt provocați să-și invite prietenii? Într-adevăr, sunt două direcții în modul în care este promovat evenimentul. În principal, este promovat în biserici și prin legătura one by one tânăr cu tânăr, tânăr cu, cu prietenul lui ca să-l cheme la eveniment, dar și în spațiul laic, să-i spun așa, în presa laică. În Probabil în cămine studențești. În cămine studențești, 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 exact. În radiourile, posturile de radio studențești va fi promovat evenimentul ca să atragă și și din zona aceea studenți. Deci mizați tineri. mult pe relațiile de la În special om la om. pe relații de la om la om, într-adevăr. Fiecare să-și să cheme prietenii. O completare. Spuneați cum se poate promova crezul și amintea Vlad legat de biserică și de relații și de contextele unde sunt în, în, mediul lor studențesc, dar generația aceasta e o generație online-ului și parcă mai mult sunt în online decât în realitate. Ne adresăm uh, lor chemându-i la believe uh, prin uh, tot ce înseamnă media, da. prin site-ul uh, pe care îl avem și care uh, promovează de fapt evenimentul acesta uh -huh. uh, prin pagina de Facebook care uh, face de cunoscut uh, detaliile evenimentului. Bun, uh, dacă am ajuns aici cu, cu discuția, cum faceți să da, omul ajunge la informație pe site sau pe pagina de Facebook și vede că vor vorbi trei oameni de care poate că, nefiind din mediul evanghelic, n-a auzit niciodată, da, poate să-i caute pe internet să vadă cine sunt și cântă corul cu tare. E suficient atâta ca să decide să ia parte la eveniment? Pentru noi, ca și biserici evanghelice, este o provocare mare, spuneai, de ce un eveniment atât de mare? Este un examen pentru noi ca și biserici. Aha, în primul rând. În primul rând, în ceea ce înseamnă conlucrarea între noi, lăsând la o parte dogmele sau lucrurile care ne diferențiază și punând împreună ceea ce ne unește. Domnul Iisus Hristos spunea, mă rog, ca ei să fie una. Prin asta, cei din jurul nostru vor vedea, prin ceea ce noi facem aici, suntem reprezentanți din mai multe biserici, faptul că avem această capacitate de a promova un eveniment împreună nu este simplu, într-o lume în care singularismul și individualismul fiecăruia este propagat, noi încercăm ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să fim una în gândire, în ceea ce vrem să oferim tinerii generații cu acest prilej pe care orașul nostru Cluj îl are în anul 2015, să fim la acea înălțime a chemării pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru ucenici în urmă cu 2000 de ani, și noi, astăzi, în 2015, trebuie să actualizăm, să -i dăm un update la ceea ce se întâmplă astăzi. Și evenimentul acesta vrem să, se, să fie un astfel de, de eveniment ca emblemă pentru ceea ce înseamnă mișcarea evanghelică din Cluj și din România, pentru ca tot mai mulți oameni să ajungă să-l cunoască pe Hristos în mod personal. Aceasta este dorința noastră, de aceea și vorbitorii, și cântăreții, și modul în care vom organiza și vom. vom încerca să răspândim acest eveniment. Federația Share tocmai asta spune și ceea ce se face în cadrul Federației Share de a împărtăși, vrem să împărtășim credința. Ca oamenii, tot mai mulți oameni, să ajungă să-L cunoască personal pe Hristos. Bun, e, e, frumos că, într-adevăr, și procesul pregătirii evenimentului merită urmărit ca să vedem cum se descurcă, în primul rând, cei care deja sunt credincioși și care îi cheamă pe alții la credință. Dar ce atur are evenimentul în sine? De ce ar fi așa de, de, interesant de ascultat pe cei trei vorbitori, muzica pe care ați ales-o, grupurile muzicale pe care le-ați invitat? În Pentru rând, că zicea, scuze, zicea Daniel de niște cuvinte că e relevant, contemporan, ei? Relevanța și contemporaneitatea evenimentului, să le deslușim puțin. În primul rând, cred că trebuie să fie o a, mișcare a tinerilor din biserică pentru a ieși în afară. Și cred că relevanța se face în momentul în care noi începem să facem niște pași. Noi dacă stăm în zidurile bisericilor noastre, nu avem cum să fim relevanți pentru niște oameni care nici măcar nu, nu interesează să deschidă ușa bisericii și să intre înăuntru. Și acea relevanță se produce în momentul când ieșim afară. Și dacă reușim să ne strângem cu toții suntem, care suntem în Cluj, în județul Cluj, în orașe de lângă, reușim să ne strângem împreună și noi ca și tineri sau ca și biserici să ieșim în afară, să accesăm acea zonă de uh, prieteni, de relații, de cunoștințe care sunt în jurul nostru, față de care avem o oarecare trecere, care ne cunosc, care ne știu. Mă duc când îi chem ei, pot să răspundă pozitiv pentru că te cunosc. Da, tu tu, ieșirea... tu îți este o garanție a calității evenimentului. Exact. Și atunci, în momentul când noi ieșim în afară de asta, targetul n-a fost neapărat, nici n-a făcut spoturi speciale ca să mergem înspre. Pentru că mi oameni pe oamenii din biserică. Da, pentru că am, am, am vrut să prindem ce din biserică și ei să iese în afară să-și aducă prietenii, să vină cu ei aici. Și atunci relevanța, tocmai prin asta se. Ăsta e punctul de relevanță. Care ieșim în afară, îi chemăm. Îi, da. îi, îi aducem acolo. Mă legat de vorbitori, cred că. Nu știu ce am mai putea să spunem despre Avizah Raias. Spune tot ce crezi că e mai important de știu despre el, pentru că nu e sigur că absolut toți cei care ne urmăresc îl și au și auzit de el sau îl cunosc. Cred că am putea să spunem fără să greșim că poate cel mai mare sau unul dintre cei mai mari apologeți creștini pe care îi avem la ora asta în mediul evanghelic, prezența lui în Oxford Center for Christian Apologetics arată din nou capacitatea și valoarea pe care o are în, în acest domeniu și răspunsul lui pozitiv la invitația noastră ne-a onorat și ne bucurăm că va fi împreună cu noi. Subiectele pe care uh, le va aborda vor fi legate de uh, supremația Lui Hristos în, în, uh, uh, în religiile lumii, dacă mi-aduc bine aminte despre uniceata Lui Hristos, da, și posibil că va fi un subiect legat de, uh, de suferință, dar încă suntem în discuții legate de uh, exact subiectele care vor fi abordate. Deci de ce Isus și nu altă religie? Da, și de, de, deja de, de ce Isus și interesant. nu de ce o singură cale? De ce Hristos? Exact. Da. Uh, un subiect care, în cadrul uh, actual al lumii moderne, un cadru în care există un inclusivism foarte, foarte ușor observabil, uh, trebuie să ajungi să pui problema asta. De ce Hristos? De ce Hristos e singura cale? Subiect care posibil să deranjeze. S-ar prea putea. Sau, mă rog, să putea. pună pe gânduri, de ce nu? S-ar prea putea. M-a legat de ceilalți vorbitori și dacă vrei să, să... Ceilalți doi vorbitori sunt români. Ceilalți doi vorbitori sunt români, este vorba de uh, Nelu Brie și de Cristian Barbosu. Uh, cred că fiecare dintre ei sunt cunoscuți în confesiunea din care fac parte. Uh, credem cum că sunt... recomanda? Pentru cei care nu-i cunosc să pe Cristi Barbosul, îl cunosc mai bine. El este un evanghelist prin excelență. Aha. Are o vorbire dinamică, foarte practică, pătrunzătoare și darul acesta care îl are de a prezenta cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia și de a chema pe oameni este incontestabil. Când am vorbit despre alegerea unui vorbitor, toată lumea am căzut de acord că este. O persoană foarte potrivită. Sigur, oamenii pot să afle informații despre vorbitor și de pe site, dar e momentul potrivit ca voi care i-ați invitat să spuneți ceva mai. Sigur că da. Mult uh, ei. În ce privește pe nelubrie, uh, am vrut să fie oameni din diferite confesiuni, tocmai pentru a. pentru fiecare confesiune are oamenii lor valoroși. Și am zis, ar fi foarte bine să colaborăm și în felul acesta, de a în, în felul acesta de a uh, aduce invitați. Aduce invitați din, de, de toate culorile. Mm -hmm. Așa că aș lăsa pe cei din uh, domeniul din confesiunea asta <laughs> să ne spună multe despre ea. Cred că toți invitații uh, sunt oameni de de calibru care au ce să împărtășească și cu siguranță uh, credem că Dumnezeu îi va folosi uh, pentru evenimentul acesta. Despre Nelu pot spune, este unul din păstorii tineri din Mișcarea Pendicostală din România, un om care a arătat că e pasionat de tineri, cum? pasionat de o implicare activă a tinerilor în oraș. Cred mm -hmm. că un eveniment ca și acesta, de fapt, așa cum aminteai, Adi, ne scoate în în piața publică, ne scoate dincolo de ziduri și cred că evangelizarea urbană ar trebui să fie un punct cheie pe toate uh, agendele uh, bisericilor, iar uh, nelubrie, prin exemplul pe care l-a dat în pastorația uh, pe care o face de ani de zile în Sibiu, ieșind în spațiu public, în oraș, mm -hmm. prin evenimente în care să-l prezinte pe Hristos, uh, E un plus, un atu. Mai mult, este rectorul uh, Institutului Teologic Pentecostal din București, lucrează cu studenți, uh, e implicat în procesul uh, pregătirii uh, celor care sunt tineri, uh, slujitori și vor fi. Uh, la rândul, rândul lor, modelatori, rândul da. Lor, deci, da. pentru nelubrie și, mă rog, și pentru ceilalți, va fi o lecție deschisă, o mare lecție deschisă, evenimentul Believe. Pe lângă cei trei vorbitori. Pe lângă singloria, vrem să fie un cor foarte Corul uriaș, mare, Sing cor da. Mare. Peste cât? Peste 700 de coriști nu Noi sperăm așteptați? undeva în jur la 1000. Aha. Sperați? Deci, cel puțin, cel mult. puțin până acum sunt undeva în jur la 700 de tineri înscriși, uh -huh. dar lucrul sunt lucruri importante și foarte importante. Pentru noi, ca și mișcare evanghelică, este o luptă spirituală. De când am început să punem pe picioare acest proiect, au apărut tot felul de obstacole, tot felul de bătălii pe care trebuie să le trecem să fim încă în, în, în luptă și încă mai avem și nu știm ce ne rezervă viitorul. Însă ceea ce știm noi este că suntem chemați și deja există în bisericile noastre grupuri care se roagă specific pentru acest eveniment. Deci mai mult decât cel mai mare eveniment evangelistic pe care vrem să-l facem în luna mai, believe. În Cluj, 23-24 mai, la sala polivalentă, cea mai mare sală polivalentă din România, este un eveniment la care implicarea spirituală este extraordinară. De aceea suntem chemați și revin la ceea ce am spus, este un examen pe care noi, ca și biserici, ca și credincioși, îl dăm înaintea societății în care noi suntem, prin rugăciunile, prin implicarea spirituală pe care vrem să o avem, care să meargă dincolo de ceea ce noi, ca oameni, vedem în partea spirituală, partea interioară a oamenilor. Și pentru asta suntem chemați să facem acest efort. Aș, aș vrea să spun celor care ne urmăresc că dacă doresc să dea o mână de ajutor în ceea ce înseamnă evenimentul Believe, pot să ne contacteze la adresa de e-mail .ro, sau să intre pe site-ul uh, bilivromânia.ro și acolo o găsesc adresa de e-mail și o să avem în câteva zile pus și un număr de telefon la care pot să ne contacteze. Poate puteți să uh, intrați în într-unul dintre grupurile de rugăciune pentru acest eveniment, poate puteți să uh, dați o mână de ajutor în uh, a fi parte din echipa de voluntari care vor trebui să lucreze acolo o, o, două zile întregi în, în tot ceea ce înseamnă a, organizare. Sau poate doriți să sprijiniți financiar. Ne-am bucurat să fiți alături de noi și dacă intrați pe site acolo o să puteți să găsiți date ca să ne puteți contacta. Și cred că mâna asta de ajutor sau cea mai bună mână de ajutor este implicarea în cei apropiați ție să-i investești în ei și să îi aduci acolo. Stau și mă gândesc așa și sunt absolut mișcat când mă gândesc cum a început creștinismul. Creștinismul a început cu niște oameni alergând. Oameni care au priceput dintr-o dată că Iisus Hristos a înviat, au alergat la mormânt și de atunci alergarea lor nu se mai oprit niciodată. Creștinismul a început cu oameni alergând. Acei 12 plus ucenici au început cea mai mare ofensivă cunoscută în istoria omenirii. Toți au murit de morți violente. Nici unul n-a murit liniștit. Ofensiva începută de ei atunci nu a încetat nici până astăzi. Am ajuns în generația noastră și n-aș vrea să înceteze în generația noastră. De aceea cel mai uriaș ajutor pe care îl poate face orice tânăr din credincios, din orașul nostru, din țara noastră, este să se uite în stânga și în dreapta. Și pe lângă sprijinul rugăciune care ne-l pot da, pe lângă sprijinul financiar care ne-l pot da, aș vrea să se focalizeze pe câteva persoane din anturajul lor, din cercul lor, persoane care ar putea beneficia de această veste bună, să alerge către ei, să alerge la ei și să-i aducă cu ei în speranța că Dumnezeu le va vorbi într-un mod special. N-aș vrea să se oprească această ofensivă în generația noastră. Cred că avem datoria să o ducem mai departe. Da, pentru că pe, pe lângă toate informațiile pe care oamenii pot să le ia de pe site-ul bilivromania.ro și e chiar indicat să tot viziteze site-ul pentru că pot apărea elemente noi. Pe lângă toate aceste informații, voi sunteți cei care acum pot să spună alte lucruri de dincolo de cortina evenimentului oamenilor ca să îi însuflețească în legătură cu acest eveniment. În legătură cu Aspectul amintit, care e esențial, începutul creștinismului și un start la a alerga, la a spune, după înălțarea lui Hristos la cer, prima întâlnire pe care au făcut-o ucenicii, urmașii lui Hristos, a fost o întâlnire de rugăciune. Credem în puterea rugăciunii, credem în, în forța aceasta pe care o avem, stând de vorbă cu Dumnezeu și în, în pregătirea evenimentului. Prin rotație, în mai multe biserici din Cluj, în același spirit unitar, am ales să avem întâlniri lunare de rugăciune, în care să cerem din partea lui Dumnezeu, într-un mod special pentru orașul acesta, descoperirea lui. Asta ne dorim. Datele acestor întâlniri pot fi văzute pe site? Da, am numit, am numit întâlnirile acestea Believe in Unity. Și cred că este un exercițiu care l-am început acum două luni, trei luni, prin care fiecare biserică își promovează evenimentul Believe in Unity în cadrul bisericii și tinerii sunt invitați să participăm cu toții la oaltă într-un loc anume. Este un timp de închinare prin cântare și de rugăciune pentru problemele specifice evenimentului Believe, pentru oamenii care urmează ca Dumnezeu să-i aducă acolo. Așa că întâlnirile... Sunt trecute pe site. Sunt trecute pe site, mai, mai avem încă două întâlniri, următoarea întâlnire va fi la Biserica Elim, de Dar pe o strada pe, o să vadă da, pe site, așa asta așa astea. Așa astea. Ca, și ca să-i stimulăm să viziteze site-ul, să țină legătura cu voi îndeaproape. Mai voia Adi parcă să spună uh, ceva, pe pentru că nu da. mai avem mult timp. Da. Să facem... uh, believe in unity. Uh, există și un alt element care o să-l pornim în câteva zile, se numește Believe in prayer. Uh, vor fi 40 de zile de poști de rugăciune pentru Cluj, vor fi ultimele 40 de zile înainte de eveniment și bisericile care suntem implicate în, în acest eveniment o să intrăm în această perioadă de 40 de zile de poști de rugăciune pentru Cluj. Considerăm că uh, prezența lui Hristos este necesar că nu ne strângem acolo, doar să facem un spectacol în care să ne distrăm și să fie interesant. Chiar vrem vezi, ca Dumnezeu să, să schimbe inimi exact, și vieți. În două asta cuvinte, vrem. tu ai spus, mi ai spus mie că ăsta e și scopul prezenței corului sing Gloria. Nu să ofere un spectacol care nu, poate fi nu. surclasat de altele, nu. ci să ofere un cadru de închinare. Nu. Nu, nu intrăm în competiție cu nimeni, n-am vrut să facem competiție, nu ne, nu ne nu ne, nu ne interesează nici spectacol. Noi vrem ca Isus Hristos să schimbe inim și să schimbe vieți în mijlocul nostru. De asta vrem să postim și vrem să ne rugăm pentru tinerii din Cluj, pentru cei care locuiesc aici, ca Dumnezeu să se îndure de viețile lor, să schimbe viețile lor. Hai, în finalul întâlnirii noastre, care a fost mult prea scurtă, <laughs> să spuneți fiecare pe rând, în două vorbe, de ce. Să vină cineva la evenimentul Believe. Pentru că, și fie că vreți să le, vă adresați celor din biserică, fie că vreți să vă adresați celor care încă nu sunt credincioși. Din experiența pe care noi o avem în legăturile noastre, în organizarea evenimentelor în Cluj, cred că cel mai important lucru este noi creăm cadru și Dumnezeu este cel care face schimbarea. Pentru asta trebuie să fie cât mai mulți acolo pentru ca Dumnezeu să atingă inimile lor. Veniți la Believe pentru că Dumnezeu încă schimbă vieți. Vă așteptăm! Mesajul meu pentru cei care vor să vină la Believe și îndemnul meu pentru ei este un gând pe care Apostolul Pavel îl spunea celor din Corinteni, că -și dragostea lui Hristos ne strânge. Suntem foarte diferiți cei care organizăm, suntem, adresăm un mesaj celor care vor să vină, un mesaj unei zone diferite de tineri, dar ceea ce pot ei să descopere acolo, fie tineri din biserici, fie tineri care își cheamă tineri din fara bisericilor, este dragostea lui Hristos, care descoperită poate să-i schimbe cu adevărat. Să vii la Bilib, ca să-L întâlnești pe Hristos. Credem că întâlnirea aceasta nu are alt scop decât Isus Hristos glorificat și veni la un eveniment ca și acesta, poți fi transformat pentru eternitate. Veniți la Believe împreună cu prietenii voștri, pentru că avem un mandat din partea Domnului nostru Isus Hristos să mergem și să spunem altora, să împărtășim Evanghelia și s-ar putea să fie locul unde aceștia să-L întâlnească pe Hristos. N-aș mai spune în final decât că Believe, a crede, crede, poate fi un îndemn, o provocare pentru noi să, să credem că lucruri mari și frumoase se vor întâmpla în cadrul acestui eveniment.